Bine ați revenit la cursuri! Acesta este primul curs de interferența luminii și în el voi vorbi despre condițiile de interferență, precum și despre dispozitivul Yang, adică despre interferența nelocalizată, urmând ca în al doilea curs să vorbesc despre interferența localizată și despre interferența în lumină albă. Interferența este un fenomen specific undelor și are loc prin suprapunerea undelor, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Dar întâi să vedem câteva lucruri generale despre unde. Voi spune mai multe într-un viitor curs de oscilații și unde. Acum vă voi spune doar atât cât e nevoie pentru a înțelege fenomenul de interferență. Să începem cu undele mecanice. O undă mecanică este fenomenul prin care poate fi transportată energie printr-un mediu elastic, fără deplasarea mediului respectiv ca ansamblu. Asta înseamnă că după ce a trecut unda și a transportat energie, toate particulele mediului respectiv vor avea aceeași poziție pe care au avut-o inițial. De pildă, să presupunem că avem o bară din oțel, cum ar fi o șină de cale ferată, fixată de pământ, așa cum vedeți în desen, și între un capăt al ei și un perete rigid, în contact atât cu peretele cât și cu șina, se găsește o nucă. Dacă lovim cu ciocanul capătul celălalt al barei de oțel, nu uitați că ea este fixată de pământ, vom observa că nuca se sparge, cu toate că bara a rămas în aceeași poziție. De fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost apariția unei unde, atunci când am lovit cu ciocanul, care s-a propagat prin bara elastică până la nucă și a transportat o parte din energia cinetică a ciocanului, din momentul în care a lovit capătul barei elastice, până la nucă. La trecerea unei unde printr-un mediu, particulele mediului oscilează de o parte și de alta a unei poziții de echilibru. În funcție de cum oscilează particulele la trecerea undei, undele pot fi longitudinale sau transversale. Undele longitudinale produc oscilații care au loc pe direcția de propagare a undei. Adică dacă unda are această direcție de propagare și oscilațiile vor avea loc de-a lungul acestei direcții de propagare, așa cum vedeți în această animație. Undele prin bara lovită cu ciocanul au fost unde longitudinale, unde longitudinale care s-au propagat de-a lungul barei din oțel. Undele transversale produc oscilații care au loc perpendicular pe direcția de propagare. Deci dacă unda se deplasează pe această direcție, oscilațiile pe care le produce în mediul respectiv sunt perpendiculare pe direcția de propagare, așa cum vedeți în această animație. De pildă, undele la suprafața apei, unde pe care le-am văzut cu toții. Ele se propagă pe orizontală, dar atunci când trec prin zona în care se găsește un dob de plută, acesta oscilează pe verticală. Undele electromagnetice acum reprezintă modul de transport a energiei electromagnetice și ele n-au nevoie de un mediu pentru a se propaga, pentru că ceea ce oscilează în cazul undelor electromagnetice este un ansamblu de două câmpuri, unul electric și unul magnetic. Cele două câmpuri oscilează în fază deodată și se generează reciproc, așa cum vedeți în această animație. Câmpul electric este desenat cu roșu și cel magnetic cu albastru. Oscilează, după cum vedeți, transversal, perpendicular față de direcția de propagare a undei. După cum ați văzut în primul curs, lumina este o undă electromagnetică, ceea ce înseamnă că este o undă transversală. La trecerea unei unde electromagnetice printr-un punct, valorile câmpurilor electrice și magnetice în punctul respectiv variază conform cu ecuația generală a undelor după următoarele expresii. E, adică intensitatea câmpului electric, este E0 înmulțit cu sinus de 2pi t mic pe t mare minus x supra lambda, iar B, inducția magnetică, oscilează după
legea B0 ori sinus de 2pi pe mic pe T mare minus x supra lambda. E0 și B0 sunt amplitudinile undelor respective, sunt valorile maxime ale intensității câmpului electric respectiv inducției magnetice. T mare este perioada. Perioada este timpul în care se efectuează o singură oscilație. Lambda este lungimea de undă. Lungimea de undă se poate calcula înmulțit viteza undei, pe care o notăm de obicei cu C mic, cu perioada. Dacă la trecerea undei avem N oscilații pentru câmpul electric sau magnetic, n-are importanță, în intervalul de timp delta T, atunci delta T împărțit la N este perioada undei respective, în timp ce N împărțit la delta T este frecvența ei. Deci perioada și frecvența sunt invers proporționale. Perioada ne arată, așa cum am spus, cât timp durează o oscilație completă, în timp ce frecvența ne arată câte oscilații au loc în unitatea de timp. Așa cum v-am spus, interferența se produce prin suprapunerea undelor. Dacă undele care se suprapun sunt în fază, așa cum vedeți în acest desen, adică trec simultan prin maxim, respectiv minim, atunci efectul lor se amplifică și apare o zonă cu o oscilație foarte puternică, o zonă pe care o numim zonă de maxim. Dacă undele sunt în antifază, așa cum vedeți în al doilea desen, adică atunci când una este la maxim, cealaltă este la minim, atunci efectul lor este diminuat și apare o zonă cu un minim de oscilație sau chiar fără oscilație, pe care o numim zonă de minim. În partea de jos a desenelor, vedeți cele două unde de aceeași frecvență care se suprapun, iar sus vedeți unda care rezultă prin suprapunerea celor două unde. Când undele sunt în fază, avem interferență constructivă, iar atunci când undele sunt în antifază, avem interferență destructivă. Pentru a avea o interferență cu zone de maxim și minim care își păstrează locul, trebuie ca undele să aibă aceeași frecvență. Dacă undele n-au aceeași frecvență, unda rezultantă va avea o amplitudine variabilă în timp. Un astfel de fenomen este diferit de interferență și poartă numele de bătăi. Deci prima condiție pentru a putea observa un fenomen de interferență este acela ca undele care se suprapun să aibă aceeași frecvență. Dar această condiție nu este suficientă. Să vedem de ce. Argumentul funcției sinus din aceste relații se numește fază. Faza undei. Și după cum vedeți, faza depinde atât de timp cât și de poziția punctului în care studiem unda. Deci faza are o dublă dependență. Depinde de timp și de spațiu. De aceea, pentru a obține interferență, nu este suficient ca undele să aibă aceeași frecvență, mai trebuie ca diferența de fază dintre ele să fie constantă în timp, să nu depindă de timp, să depindă doar de poziția punctului în care se face suprapunerea celor două unde. Două unde care satisfac ambele condiții despre care v-am vorbit, adică au aceeași frecvență și diferență de fază constantă în timp, se numesc unde coerente, iar interferența despre care voi vorbi în acest curs se produce doar dacă undele sunt coerente.
Acum să vedem cum putem realiza interferență în cazul luminii. În primul curs ați văzut că frecvența luminii are ca echivalent în senzația luminoasă culoarea. Fenomenul de dispersie a luminii, am vorbit despre el în al 8-lea curs de optică geometrică, găsiți linkul în descriere, ne arată că lumina albă este un amestec de toate culorile. Este un amestec de unde electromagnetice cu lungimi de undă cuprinse între 400 de nanometri și 750 de nanometri, iar lungimi de undă diferite înseamnă frecvențe diferite. Deci prima dificultate, dacă vrem să observăm interferență în cazul luminii, este aceea că lumina naturală și cea pe care o dau sursele obișnuite de lumină nu este monocromatică, este un amestec de tot felul de frecvențe. O altă problemă legată de lumină este aceea că în cazul surselor naturale, emisia luminii nu se face în mod continuu. Emisia luminii se face de un număr fantastic de mare de atomi și ioni, fiecare emițând pentru un timp foarte scurt o anumită frecvență. Deci, sursele de lumină nu sunt în general coerente și nu putem obține interferență prin suprapunerea luminii care vine de la astfel de surse. Dar veți vedea imediat că putem totuși face ceva pentru a produce interferență în cazul luminii. Dar întâi să vedem ce ne așteptăm să observăm în cazul interferenței luminii. Ați văzut că prin interferență energia undelor se distribuie neuniform în spațiu. De pildă, aici puteți vedea interferența a două unde la suprafața apei. Doi oscilatori de aceeași frecvență sunt sursa celor două unde și puteți observa cum în anumite zone avem oscilații puternice, avem maxim de interferență și în altele avem oscilații slabe sau chiar deloc, avem un minim. De fapt, esența interferenței constă în faptul că în unele zone unde le ajung în fază și acolo vom avea oscilații puternice, adică multă energie, pe când în alte zone, unde le ajung în antifază, și acolo vom avea oscilații slabe, adică vom avea puțină sau chiar deloc energie. În cazul luminii, energia undelor electromagnetice are ca echivalent senzația de intensitate luminoasă. Cu cât undele electromagnetice aduc mai multă energie, cu atât mai puternică ni se pare lumina, cu atât e mai mare intensitatea luminoasă. Deci, prin interferența luminii, ne așteptăm să vedem zone mai luminoase și zone mai întunecoase. Ochiul este sensibil la componenta electrică a undelor electromagnetice, de aceea, în continuare, ne va interesa doar câmpul electric. În primul curs de optică ondulatorie, atunci când v-am vorbit despre mărimile și unitățile fotometrice, găsiți linkul în descriere, v-am spus că intensitatea luminoasă a unui punct din câmpul nostru vizual este proporțională cu energia undelor electromagnetice în acel punct. Deci intensitatea luminoasă, I, este proporțională cu, să notăm acea energie a undelor electromagnetice cu V dublu mic. Mai departe ne interesează doar câmpul electric, pentru că, așa cum am spus, celulele receptoare de lumină de pe retină sunt sensibile la câmpul electric. Și această energie a undelor electromagnetice, la rândul ei, este proporțională cu pătratul intensității câmpului electric în punctul respectiv. Dar asta înseamnă că intensitatea luminoasă pe care o percepem este și ea proporțională cu E pătrat. Însă în cazul undelor electromagnetice, intensitatea câmpului electric într-un punct oscilează după legea E este egal cu E0 înmulțit cu sinus de omega t, unde omega este 2pi supra T mare și se numește pulsația undei respective.
Sigur, pe noi ne interesează valoarea medie a intensității câmpului electric și putem scrie acum că I, intensitatea luminoasă, este proporțională cu E pătrat, adică cu E0 pătrat, înmulțit cu sinus pătrat de omega t. Și pentru că valoarea medie a funcției sinus la pătrat este o constantă, până la urmă putem spune că intensitatea luminoasă a unui punct din câmpul vizual este proporțională cu amplitudinea câmpului electric în acel punct la pătrat. A sosit în sfârșit momentul să vă spun cum putem observa interferența luminii în ciuda faptului că sursele naturale de lumină nu sunt coerente. O putem face prin metoda divizării frontului de undă, metodă folosită pentru prima dată de Thomas Young. Dacă obținem din unul și același front de undă luminoasă două raze de lumină, nu mai are importanță faptul că avem o mulțime de unde defazate între ele, pentru că fiecare undă dintr-o rază are o pereche în fază cu ea, în raza cealaltă. Iar faptul că avem tot felul de frecvențe, deci de lungim de undă, nu ne mai încurcă dacă reușim să lăsăm să treacă o singură frecvență, o singură lungime de undă, adică o singură culoare. Și acest lucru se poate realiza cu ajutorul filtrelor colorate. Dacă, de pildă, folosim un filtru roșu, lăsăm să treacă doar lumina roșie. Sigur, niciun filtru nu este perfect și, de fapt, filtrul lasă să treacă o bandă de lungim de undă, dar dacă acea bandă este suficient de îngustă, putem observa o interferență aproape monocromatică. Deci dacă vrem să obținem lumină monocromatică coerentă, trebuie să folosim un filtru și să divizăm un front de undă, adică să obținem două raze de lumină plecând de la același front de undă. Thomas Young a realizat experimente de interferență folosind metoda divizării frontului de undă și, contrar părerii generale, el n-a folosit dispozitivul pe care îl folosim azi și care îi poartă numele, ci a trimis lumina soarelui, reflectată de o oglindă, printr-un mic orificiu, divizând fasciculul de lumină obținut cu ajutorul unei foi subțiri de hârtie. E adevărat însă că experimentul este echivalent cu unul în care se folosesc două fante, montaj care a fost folosit ulterior și care este folosit și azi pentru experimente de interferență. Acum putem trece la analiza matematică a fenomenului de interferență a luminii. Ceea ce vedeți în desen se numește dispozitivul lui Young. Lumina unei surse care a fost filtrată ca să obținem lumină monocromatică, cade pe un sistem de două fante înguste, paralele și foarte apropiate. În desenul de jos le vedeți mărite. Notăm distanța dintre fante cu 2L mic, iar distanța de la fante la ecranul pe care urmează să observăm interferența cu D mare. Ne alegem un punct oarecare de pe ecran, notat P mare, care se găsește la distanța X de planul de simetrie al dispozitivului, din care în desen vedem dreapta MO. Notăm unghiul pe care îl face dreapta MP cu planul de simetrie al dispozitivului cu teta, iar distanțele de la fante la punctul P le notăm cu R mic 1, respectiv R mic 2.
Intensitatea câmpului electric în punctul P, produsă de unda care pleacă de la fanta superioară, are expresia E1 egal cu E0 înmulțit cu sinus de 2pi, T mic pe T mare, minus R mic 1 supra lambda. Iar intensitatea câmpului electric tot în punctul P, dar produsă de unda care pleacă de la fanta inferioară, are expresia E2 egal cu E0 înmulțit cu sinus de 2pi, T mic pe T mare, minus R mic 2 supra lambda. După cum vedeți, am presupus că amplitudinea celor două câmpuri la plecarea din fante este aceeași. Adică, cu alte cuvinte, lumina pleacă cu aceeași intensitate de la cele două fante. Intensitatea totală în punctul P va fi dată de suma celor două intensități. Deci, E în punctul P va fi E1 plus E2. Și dacă ne folosim de relația trigonometrică prin care putem transforma suma a două sinusuri într-un produs, adică sinus de A plus sinus de B este egal cu de 2 ori cosinus de A minus B supra 2 înmulțit cu sinus de A plus B supra 2, atunci putem obține E indice P, intensitatea totală a câmpului electric în punctul P, ceea care se obține prin suprapunerea celor două intensități, este egală cu de 2 ori E0 înmulțit cu cosinus de pi pe lângă R2 minus R1 supra lambda înmulțit cu sinus de 2pi pe lângă T mic pe T mare minus R mic 1 plus R mic 2 supra de 2 ori lambda. Și observăm că o parte a acestui produs nu depinde de timp. Este vorba despre această parte. Ceea ce înseamnă că ceea ce am înconjurat cu roșu este amplitudinea câmpului electric, amplitudinea câmpului electric care oscilează în punctul P, și putem să notăm cu E0P are deci expresia 2E0 ori cosinus de pi pe lângă R2 minus R1 totul supra lambda. Diferența R2 minus R1 este diferența de drum dintre cele două raze de lumină și se notează cu delta. Este de fapt diferența dintre distanța pe care trebuie să o parcurgă lumina de la fanta inferioară până la punctul P și distanța pe care trebuie să o parcurgă lumina care pleacă de la fanta superioară la punctul P. Și atunci, intensitatea câmpului electric în punctul P are amplitudinea E0P egal cu 2E0 cosinus de pi ori delta supra lambda. Dar noi știm că intensitatea luminoasă a punctului P, adică cât de strălucitor vom vedea ecranul în zona punctului P, este proporțională cu pătratul amplitudinii câmpului electric, adică putem scrie intensitatea luminoasă în punctul P proporțională cu 4 epsilon 0 pătrat cosinus pătrat de pi ori delta supra lambda. Și atunci intensitatea luminoasă a punctului P va fi maximă
atunci când cosinusul va lua valori extreme, plus 1 sau minus 1, pentru că e la pătrat aici. Adică atunci când argumentul lui va fi de forma K ori pi. Să punem această condiție, pi ori delta supra lambda este K ori pi, rezultă după ce împărțim ecuația la pi, delta este egal cu K ori lambda, sau voi scrie sub forma 2K înmulțit cu lambda pe 2, veți vedea imediat de ce, și voi nota această diferență de drum cu delta maxim, pentru că este diferența de drum necesară pentru a avea un maxim în punctul P. Dacă valoarea funcției cosinus este 0, atunci și intensitatea luminoasă în punctul P va fi 0, adică va fi întuneric în punctul P. Și asta se întâmplă atunci când argumentul funcției cosinus este de forma 2K plus 1 pi pe 2. Să punem acum această condiție, pi ori delta supra lambda este egal cu 2K plus 1 pi pe 2, împărțim din nou ecuația la pi și obținem că delta, pe care acum îl notez delta minim, este 2K plus 1 înmulțit cu lambda pe 2. Și acum înțelegeți de ce am scris și în primul caz lambda pe 2, ca să putem compara mai ușor cele două rezultate. Deci, în punctul P, intensitatea luminoasă va fi maximă dacă diferența de drum va fi de forma 2K ori lambda pe 2, adică va fi un multiplu par de jumătăți de undă. Și în punctul P va fi întuneric, adică vom avea un minim, dacă diferența de drum va fi un multiplu impar de jumătăți de lungim de undă. De fapt, este destul de ușor de înțeles acest rezultat dacă urmărim aceste desene. În primul avem o diferență de drum de o jumătate de lungime de undă. Dacă aceste două unde se întâlnesc într-un punct, ele vor da o interferență destructivă, pentru că ajung în punctul respectiv în antifază. Și acest lucru este adevărat și pentru 3 jumătăți de undă și pentru o diferență de drum de 5 jumătăți de undă și de 7 jumătăți de undă și așa mai departe. În al doilea desen avem o diferență de drum de 2 jumătăți de lungim de undă, adică un multiplu par de jumătăți de undă. Dacă aceste două unde se întâlnesc într-un punct, ele vor da o interferență constructivă, deoarece ele ajung în acel punct în fază. Și acest lucru este adevărat și dacă diferența de drum este de 4 jumătăți de undă, 6 jumătăți de undă și așa mai departe, pentru oricare multiplu par de jumătăți de undă. Acum putem încerca să ne imaginăm ce vom vedea pe ecran. Din triunghiul dreptunghic PMO, tangentă de teta este egal cu x supra d. Iar din triunghiul dreptunghic mic S1, S2, N, îl vedeți acum mărit în desen, se vede că sinus de teta este S2N supra 2L. 2L, distanța dintre cele două fante. Dar S2N
este diferența de drum. Este diferența dintre lungimea segmentului S1P și a segmentului S2P. De fapt, S2P minus S1P, pentru că S2P este mai lung. Și atunci, sinus de teta se poate scrie delta supra 2R. Dar într-un dispozitiv Young, distanța de mare este de sute de ori mai mare decât distanțele X. Și asta pentru că distanța de mare trebuie să fie de ordinul metrilor ca să putem observa interferența în condiții bune. În timp ce distanțele X pe care putem observa fenomenul de interferență sunt de ordinul centimetrilor. Dar asta înseamnă că unghiul teta are valori foarte mici. Și pentru unghiuri cu valori mici, sinusul și tangenta au practic aceleași valori. Așa că putem scrie proporția X supra D este egal cu delta supra 2L. Și observăm că delta este egal atunci cu 2LX supra D. Ceea ce înseamnă că pentru un anumit dispozitiv Young, diferența de drum este funcție de X. Pe măsură ce ne îndepărtăm de planul de simetrie al dispozitivului, crește și diferența de drum, proporțional cu X. Iar X are expresia delta ori D mare supra 2L. Și acum, dacă avem o expresie pentru X funcție de diferență de drum, putem să găsim valorile lui X pentru care vom avea maxim sau minim, pentru că știm care sunt valorile pentru diferența de drum, care ne dau maxime sau minime. Dacă delta are expresia K ori lambda, atunci avem un maxim. Înseamnă că X pentru valori maxime va avea expresia K ori lambda ori D supra 2L. Și mai știm că dacă delta este de forma 2K plus 1 lambda supra 2, atunci avem minim și înseamnă că valorile lui X pentru care vom avea minim au expresia 2K plus 1 lambda pe 2 înmulțit cu D mare supra 2L. Asta înseamnă că acolo unde X ia o valoare care se poate scrie prin această relație vom avea o linie luminoasă, o linie pentru că asta e forma fantelor, iar acolo unde X se poate scrie sub această formă, vom avea o linie întunecoasă. Și pentru că diferența de drum variază continuu atunci când ne îndepărtăm de planul de simetrie, atunci când X crește, înseamnă că vom avea linii luminoase, linii întunecoase, linii luminoase, vom avea o alternanță de linii luminoase și linii întunecoase, cam așa cum vedeți în acest desen. Încă ceva. Dacă în expresia lui X pentru franjele luminoase punem condiția 0 pentru K, de fapt pentru diferența de drum, diferența de drum să fie 0, atunci obținem și X egal cu 0. Asta înseamnă că acolo unde ecranul întâlnește planul de simetrie al dispozitivului, avem o franjă luminoasă. Ea se numește franjă luminoasă centrală. Avem lumină acolo, pentru că nu există diferență de drum între lumina care vine de la cele două fante. Se numește franjă de ordinul 0. Dacă îi dăm lui K valoarea 1, tot în expresia lui X pentru valori maxime,
Atunci obținem că x este lambda ori de mare supra 2L. Dar această distanță este de fapt și distanța dintre franja de ordinul 0, franja centrală, și prima franjă luminoasă, cea care urmează și care apare la distanța x egal cu lambda ori de mare supra 2L. Această distanță dintre două franje luminoase se numește interfranjă și ea este constantă pentru figura de interferență de pe ecran. Se notează cu litera I și deci interfranja are expresia lambda ori de mare supra 2L. Și după cum vedeți, ea depinde de dimensiunile aparatului Young, de mare și L mic, dar și de lungimea de undă a luminii pe care o folosim. Așa cum v-am spus, în al doilea curs de interferență voi vorbi despre interferența în lumină albă și interferența localizată. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!